Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. După cum vedeți, nu m-am lăsat nici anul ăsta și mi-am achiziționat boboci de gâscă, boboci de gâscă românească autosexabilă. I-am pus cu gâsca mea, cea care a clocit, i-a acceptat foarte bine. 20 la număr. Uitați și ei cât sunt de micuți pasc. Stați să mă gândesc câte zile au. 5 zile au. Acolo au o farfurie cu apă. Gâsca este nu cu minte, foarte cu minte. Deci mă lasă să pun mâna pe ea, nu mă mușcă. Uitați, acum face așa, dar nu vine să mă mușcă, dar să mă muște dacă am atins un boboc. Uitați ce vioi sunt. Faceți comparație între un pui de curcă, un pui de găină și un pui de gâscă, să vedeți scoși de o zi, să vedeți care sunt mai activi, mai vioi. O să vă garantez că acela de gâscă sau de rață. Acum îmi scot cloștile, îmi scoate cloșca acea neagră, mi-a scos 12 pui, 2 i-a sufocat din păcate, 10 trăiesc, îmi scoate cloșca pe ouăle de rață leșească, care n-a mai fost cloșcă până acum, adică nu mai țin eu minte, și a făcut o treabă exemplară, nu a spart niciun ou, nu le-a murdărit. Am pus 12 ouă și când le-am verificat, unul era limpede, l-am aruncat. Mai are 11 ouă, când le-am verificat toate erau cu pui vii, acum nu le-am mai verificat, are deja 5 sau 6 ciocnite, îmi scoate incubatorul, sâmbătă trebuia să scoată, astăzi este joi, îmi scoate incubatorul, am deja 4 pui scoși și în jur de 10 ouă ciocnite, acum am scos pui. Cei care au fost în casă i-am scos afară și nu o să-i mai țin în casă, ci o să-i pun în cușcă, că trebuie să-i țin acum pe aceia care îi scoate mici, acolo în locul lor. I-am mutat într-o altă ladă din aceea să stea astăzi la soare, am dezinfectat acolo locul acela unde erau ei și acum urmează o nouă serie. Uitați-i doar ce frumoși sunt, uitați-i ce se joacă ei, ce se distrează ei. Haideți aici la tata, hai! Hai! Uitați, aici o gâscă și un gâscan, aceștia doi, acesta este gâscanul. Se deosebesc foarte ușor, acela este gâscan, aceasta este gâscă, aceea este gâscă. 3 gâscani o să-mi las dacă o să ajute Dumnezeu să trăiască, 3 sau 4. Și da, prieteni, acesta am fost eu, până data viitoare, la revedere!